În seara aceasta este scris în Evanghelia după Marcu, capitolul 2, versetul 1 la 12. După câteva zile, Iisus a întors în Capernaum, s-a auzit că este în casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu puteau să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănoc purtat de 4 inși. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el, din pricina norodului au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart, au pogorât acolo patul în care zăcea slăbănogul. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului: Fiule, păcatele ți sunt iertate. Unul din cărturanii care erau în față se gândea în inimile lor: Cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis: Pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne? A zice slăbănogului: Păcatele sunt iertate? Ori a zice: Scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis el slăbănogului: Ridică-te, scoală-te, ia-ți patul și du-te acasă. Și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul, a ieșit afară în fața tuturor. Așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau: Niciodată n-am văzut așa ceva. Amin. Slăviți să fie Domnul. Fraților, un soldat german a fost rănit în al doilea război mondial și a fost condus către spitalul unde erau ei tratați. Nemții erau tratați bine în spitale. Și acolo, când a intrat înăuntru, erau două uși. Pe una scrie așa: pentru răni grave și pentru răni ușoare. El a intrat pe ușa cu răni ușoare. A mers mai departe, a mai făcut câțiva pași, a apărut din nou două uși. Pentru soldați și pentru ofițeri. El fiind soldat, a intrat pe ușa cu soldații. A mai trecut și de acea ușă și a intrat la o a treia ușă. La a treia ușă scria: pentru cei care sunt în partidul nazist și pentru cei care nu sunt în partid. El nu era în partid. A intrat pe a treia ușă și a ieșit afară. S-a plecat acasă. Ajungând acasă, mama lui l-a întrebat: băiatul meu scump, tu ai fost rănit, s-a rezolvat problema ta? El a zis: mamă, problema nu s-a rezolvat, dar sunt așa de bine organizați. N-ați înțeles. Vă mulțumesc că am văzut o organizare superbă aici. Fiți binecuvântați pentru asta. Dar știți ce vreau? Ca Iisus să rezolve problemele aici. Organizarea e frumoasă, e bună, dar dacă nu vine Domnul Iisus, avem o problemă. Și în seara asta Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vorbesc din acest text. Gălăgia de afară, sper, nu? Să vorbesc din acest text și gândul Duhului Sfânt a fost acesta. 4 lucruri este tema mea din această seară care se întâmplă când intră Iisus în casă. 4 lucruri. Haleluia! Simt că Dumnezeu vrea să ne vorbească. Slăvit să fie Domnul! Simt că toți frații sunt aici și așteaptă cu nerăbdare în debutul acestei seri. Am o bucurie mare să fiu cu... În deschiderea acestei seri a fost și domnul primar și domnul viceprimar este aici și pentru mine este un privilegiu să fiu în deschiderea acestei seri. Slăviți să fie Domnul! Este o frumusețe să vezi că în lucrarea lui Dumnezeu este implicată chiar și primăria. Doamne, binecuvintează, amin? Domnule viceprimar, dacă puteți face drumurile mai largi. Eu am venit cu o mașină americană, nu prea încap pe el. Fiți binecuvântat. Asta era așa o glumă. Știți ce vreau să vă spun? Pocăiții nu sunt supărați și încruntați. Sunt bucuroși și veseli că Iisus e cu ei, amin? Slăviți să fie Domnul! Noi plângem, suferim, avem necazuri, copiii nu ne ascultă, boala ne chinuie, facturile sunt mari, eu știu, alte probleme avem. Dar bucuria pocăitului trebuie să se vadă atunci când sunt frați împreună. Așa a citit fratele nostru scump astăzi, ce frumos și ce plăcut este să fie frații împreună!
Doamne, arată frumusețea aceasta pe obrajii lor, arată frumusețea asta pe privirea lor, arată frumusețea aceasta a întâlnirii noastre împreună chiar și prin aminul și prin aleluia care îl vă spune în această seară. Slăviți să fie Domnul! Domnul Hristos și-a mutat reședința în Capernaum, unde locuia și s-au făcut cele mai multe minuni. Era foarte, foarte interesat să ajute oamenii. Și când a intrat Domnul Hristos în Capernaum, erau multe probleme acolo. Primele lucruri care le-a făcut, spune cuvântul Domnului, a intrat în sinagogă. A intrat în sinagogă și acolo era o problemă. A început un om posedat să strige: Iisuse, ce cauți tu în sinagogă? Ce cauți în Capernaum? Ce cauți pe pământ? Ce cauți printre oameni? Tu ești din cer. Noi suntem, spunea demonizatul, noi nu avem nicio legătură cu tine și nici nu vrem să avem. Era supărat. Și diavolul că a intrat Hristos în sinagogă și în Capernaum. Și mai mulți ani în urmă a intrat în Tofla, s-a supărat diavolul, dar a câștigat Hristos. Amin? Slăviți să fie Domnul. Și era supărat. Și a supărat diavolul. Și Domnul Hristos a zis: taci și ieși afară din omul acesta. Când au văzut oamenii din Capernaum că s-a întâmplat această lucrare de eliberare, de vindecare, s-au dus mai departe prin Capernaum și oamenii aduceau bolnavi, oameni posedați, oameni cu diferite probleme. Aduceau la el. Și cuvântul Domnului spune că el îi vindeca pe toți. Nu făcea excepții de la regulă, de vârstă, de educație, de culoare, de ce limbă vorbesc ei. Îi vindeca pe toți, era Hristos. Mai târziu Domnul, pentru că tot în Capernaum acolo Simon Petru locuia și familia lui era acolo și soacra lui avea probleme cu sănătatea, avea friguri, a intrat în casă. Spune cuvântul Domnului că a intrat în casă la Petru și a rezolvat problema familiei. Vă spun puțin partea istorică ca să puteți înțelege mesajul mai bine în astăzi. Și mă ocup puțin de oraș, pe urmă mă puțin de casa unde a intrat el, pe urmă de cei patru care duceau pe slăbănoc, pentru că există o problemă. Foarte mulți se întreabă cine erau cei patru, de ce nu le dă Biblia. Și cineva a avut curajul, un comentator, să dea o explicație așa, un pic mai forțată a textului, ca să spună cine era cei patru. Și am să vorbesc puțin de Capernaum, ca să mă înțelegeți puțin de casă, puțin de cei patru care erau acolo, și apoi vom vorbi de Marele Domnul Hristos. Ce face El când intră într-o casă? Ce se întâmplă? Și Capernaumul era mișcat, că Matei vine și specifică mai târziu prin ultimele capitole și spune: Capernaume, câte minuni s-au făcut la tine și în tine, dacă erau făcute în Tir și în Sidon, de mult s-ar fi pocăit toți. Dumnezeu a intrat cu putere la Toflea, ca și în Capernaum, a făcut minuni. Orice om mântuit, orice om atins de harul lui Dumnezeu, orice om care a lăsat lumea, s-a întâlnit Hristos, este o minune pentru mine. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți, voi sunteți o minune pentru localitate, pentru țară, pentru lumea întreagă. Și Dumnezeu să vă dea putere mai departe să rămâneți lângă El. Și Domnul Hristos a intrat în Capernaum și a făcut treaba în Capernaum și toată lumea știa cine este Domnul Hristos. Dar spune că după câteva zile a zis: vreau să plec câteva zile și în alte localități să lucrez. Mă duc să văd ce se întâmplă și la Tecuci, ce se întâmplă și la Galați, ce se mai întâmplă și la Bacău, și la Bârlad. Vreau să fac o vizită și celorlalți oameni. Că la Toflea am ridicat, am vindecat, am mântuit. Cam așa cum vrea să spună Domnul. Și după o săptămână se întoarce înapoi. Și spune Biblia că s-a întors din nou în Capernaum și era în casă. Comentatorii spun că casa era aceeași de unde a plecat el, a lui Petru, ultimul loc unde era când a plecat afară din Capernaum. După toate aceste întâmplări, Domnul Hristos a intrat într-o casă înghesuită, nu încăpea, nu încăpea. Oamenii l-au îmbulzit, au zis: ați auzit că intră Hristos din nou în Capernaum? Am aflat și unde este. Nu erau telefoane, nu se dădeau mesaje, nu era media, nu era televiziune, nu era radio, nu era nimic. Dar eu mă gândesc că în cel puțin o oră, nici atât, toată localitatea. Capernaum avea aproape 20.000 de locuitori în acea perioadă. Mă gândesc că aproape toată localitatea a auzit că a venit din nou acel Hristos care a eliberat, care a vindecat, care a iertat, care a ajutat oamenii. Și Domnul Hristos era în casă. Patru oameni au auzit că s-a întâmplat lucrul acela și el stă într-o casă. Auzeau totul. S-a auzit, s-a vorbit în sat că a venit Hristos. În timpul acestei mișcări
spune cuvântul lui Dumnezeu că 4 oameni s-au dus la un slăbănog. Acum comentatorii spun și încearcă să explice că ar fi fost un lepros vindecat de Domnul înainte în Capernaum. Și a zis, măi, tu ești colegul meu, ești bolnav, ești olog, ești bolnav, vreau să te anunț ceva. Există un om care îi spune Iisus Hristos, dacă El vine la tine sau dacă tu te duci la El sau dacă noi te ducem la El sau cumva facem să-L întâlnești, să stai față față cu El, tu o să fii vindecat. Și acest olog a zis, mă gândesc, dar problema mea este că n-are cine să mă ducă. Eu sunt greu și nu pot să mă mișc. Tu ai fost lepros, dar ai putut să umbli. Un alt coleg care a fost vindecat de Domnul putea să avea o boală de vedere și a zis, și pe mine m-a vindecat Domnul de vedere. Da, dar tu măcar ai putut să umbli. Eu nu pot să umblu. Nu-i nimic, rezolvăm și problema asta. Un alt treilea a zis, și eu am fost vindecat de Domnul Hristos, am avut o posedare. Și în sinagogă am fost vindecat. Am fost atins de Domnul și sunt liber. Și acum nu mai înjur, nu mai fac rău și nu mă mai las condusă mintea mea de alte gânduri și lucruri care nu sunt după voia Dumnezeu, ci slăvesc pe Dumnezeu. Și a zis el, da, dar tu ai putut să fii în sinagogă, eu n-am putut să fac. Și slăbănucul nu avea nicio credință. Dar acești 4 oameni s-au dus la el și mă gândesc că au comunicat cât de cât cu el. Nu numai l-au luat așa, cum spunem noi, fără să comunice cu el. Și a spus, noi suntem. Și atunci, știți de ce vă spun și cred că atunci când Domnul Hristos a intrat să stea de vorbă cu el, cuvântul lui Dumnezeu spune că s-a uitat la acești, la ei și le-a văzut credința. Acum aș vrea să vă întreb, teologii de aici, există iertare pe credința altuia? Prin credința în inimă se ajunge la mântuire. Prin credința în inimă și cu gura ta mărturești că Domnul este Mântuitor și vei fi iertat. Nu prin credința lui unchiul, lui mătușa, lui colegul și al altul. Trebuia să aibă o logo, o credință. Când s-a zis Domnul Hristos că a văzut credința lor, a zis cei 4 plus 1. Cei 4 i-au vorbit și o logo a primit credință. Nu se putea altcumva. Biblia nu ne dă voie ca noi să intervenim cu credința mea ca să fie iertat cineva. Nu, nu, credința mea nu. Credința ta. Credința ta, credința ta te ajută. Că asculți colegii, că asculți prietenii, că asculți frații, că asculți evangheliștii care îți dă mesajul să crezi că Iisus Hristos iartă păcatele, tu primești credință, dar credința ta lucrează la mântuirea ta. Alții intervin să te aducă până la cort, alții intervin să te aducă până la biserică, alții te invită să vii până să iei un loc pe scaun aici, dar ca să primești iertarea și mântuirea și vindecarea în același timp, va trebui să crezi tu, chiar dacă și noi credem, va trebui să fii și tu cu noi în echipă, că altfel nu lucrează. Slăvit să fie Domnul. Și acum în seara aceasta, să presupunem că Domnul Hristos este prezent aici. Dar aș vrea să vă spun ceva mai mult. El nu este aici numai ca să organizeze, asta am organizat noi. El este aici ca să rezolve problemele, amin? El vrea să ne spună, eu vreau să vin să vă fac o vizită, să intru în casă, să mă bucur cum cântați, cum v-ați organizat, cât de frumos este cortul, ce bine a spus la punct programul. Dar sunt probleme pe care pe voi vă depășesc și trebuie să le fac eu, Iisus. Și în seara aceasta Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aș vrea să fiți cu mine, pocăiții. Aș vrea să fiți în gând cu mine cei care slujiți pe Dumnezeu. Când seara asta am vrea să lucrăm pe Dumnezeu să vină El să rezolve ce nu e rezolvat. Aș vrea să ridice mâna care au probleme nerezolvate în viața lor și în familie. Numai Iisus le poate rezolva, slăvit să fie numele Domnului. Și în această seară El este soluția. Dar aș vrea să vă spun ce se întâmplă atunci când Iisus intră în casă. A intrat în acea casă, spune Biblia, și a rămas acolo și El învăța. E adevărat că la Tofla, învățătura a fost cea mai aleasă și cea mai frumoasă învățătură care a putut Dumnezeu să o dea unei biserici din România. Prin cei mai buni evangheliști, prin cei mai buni păstori, prin cei mai buni oameni al lui Dumnezeu, orator, dacă vreți, învățători, evangheliști, profesori de teologie, doctori, în masterat. A trecut Dumnezeu prin ei pe aici și v-a învățat. Dar sunt probleme care încă n-au fost rezolvate cu toate învățăturile astea. Și Domnul Hristos spune, eu trebuie să intru eu în casele voastre.
Trebuie să intru eu, Hristos, în persoană ca să fie rezolvate problemele nerezolvate. Amin? Slăviți să fie Domnul! Și să vedeți ce se întâmplă când intră în casă Domnul Hristos. Primul lucru care se observă, vedeți la asta, cei patru oameni au venit, spune Biblia că s-au urcat cu logul deasupra casei, fiind casele cu flat, așa, cu tavan drept, n-aveau acoperișuri cum le avem noi în România, au spart acoperișul. Mă gândesc că unul era și constructor de meserie, că știa cum vin grinzile, știa ce să descoase, cum să ia scândurile jos, se pricepea unul din cei patru. Și mă mai gândesc că tot ei au reparat și la loc, dacă se priceau să și strice. Știți? Dumnezeu să vă binecuvinteze. E foarte important dacă cumva se întâmplă să fim acuzați că stricăm ceva ca să ajutăm pe alții. Dumnezeu ne-a ajutat să și reparăm, amin? S-a întâmplat că odată Petru, supărat, a tăiat urechea unui soldat roman cu sabia și Domnul a zis: Petre, ai o problemă, tu ai stricat ceva, urechea unui om care eu am construit-o și eu l-am creat și pe el, dar am să repar eu după tine. Și a pus urechea la loc, spune Biblia. Adică Dumnezeu repară și după noi când stricăm noi la alții oameni. Doamne, binecuvintează-ne și iartă-ne, amin? Și primul lucru care se observă atunci când Iisus Hristos este în casă, și aș vrea să fiți cu mine aici, coperișul este descoperit al casei, tavanul casei este dat la o parte și se vede tot înăuntru. Primul lucru atunci când Hristos Domnul intră într-o familie, când intră în casa ta, când intră în viața copiilor tăi, când intră în familia ta, între soț și soție, primul lucru, El dă la o parte tot să se vadă tot. Toată problema ta care este, tot păcatul tău, toată greutatea ta, tot necazul tău, totul este descoperit. O altă natură a descoperirii coperișului nu este numai ca să vadă Dumnezeu totul, ci ca să se deschidă o ușă spre cer, directă, fără nicio bruscare a tavanului omenesc, fără nicio construcție a unei mâini omenești. S-au uitat și oamenii au zis: noi vedem de aici direct în cer, la Dumnezeu. La mine în casă, de când a intrat Hristos, s-a dat orice obstacol la o parte și eu văd cerul. Pentru că mi-a spus Dumnezeu, atât de frumos, în Maleahi 3:10, puneți-mă la încercare și veți vedea, nu numai că dau un tavan la o parte sau un coperiș la o parte, veți vedea cerurile deschise și de acolo voi trimite belșug de binecuvântări. Slăvit să fie Domnul! Hristos Domnul, dacă a intrat în casa ta, dacă în această seară intră în cortul acesta, ăsta este mesajul pentru toată săptămâna. Când Iisus Hristos în săptămâna asta intră în cort, se întâmplă aceste patru lucruri. Și primul lucru este și cel mai frumos și cel mai binecuvântat, căci Dumnezeu, ca să lucreze, trebuie să deschidă cerul ca să trimită din cer binecuvântare, ca să trimită din cer mesaj, ca să trimită din cer cuvânt profetic, ca să trimită din cer vindecare, ca să trimită din cer mântuire, ca să trimită din cer iertare, ca să trimită din cer ajutor. Că de pe pământ e mai greu, că e criză. Slăvit să fie Domnul! Dumnezeu să dea la o parte coperișul omenesc, ca să puteți vedea cerul deschis. S-a deschis pentru voi într-o împrejurare sau alta, dar săptămâna aceasta și din seara asta Domnul spune: vreau să dau coperișul la o parte, ca să puteți vedea cerul meu, că se deschid binecuvântările. Domnul să vă binecuvinteze. Nu e ușor când se dă un coperiș la o parte, se face o pagubă. Este o pagubă în orgoliu tău, să se vadă tot în casa mea? Da, dar vezi cerul, ce alegi? Să ai un coperiș, să nu spui nimic, să ascunzi totul, să mușumalizezi totul în viața ta și în familia ta și să nu primești iertare, vindecare și ridicare? Sau să fie dat totul la o parte și în orgoliu tău și să spui: da, recunosc, casa mea are probleme, vreau să fie Hristos ca să-mi deschidă o ușă, o fereastră spre cer și de acolo să vină binecuvântarea. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Și mamele de aici zic: Doamne, deschide ușă pentru familia mea și copiii mei. Deschide cerul, recunosc tot ce se întâmplă în casa mea, Doamne. Dar vino și rămâi în casa mea, că aș vrea să se întâmple lucrul acesta. Căci unde intri tu, să dă totul la o parte deasupra, ca să poți comunica cu tata, să-i ceri lui ce e nevoie pentru casa aceea. Amin? Amin? Iisus Hristos este Domnul.
El vrea să intre în casa voastră, dar va trebui să dați la o parte orice orgoliu și mândrie și rușine. Să spui: Doamne, nu mă interesează, că eu vreau să intri în casa mea, să fie dat la o parte, că din cer îmi vin binecuvântările. Slăvit să fie. Puneți-L pe Dumnezeu la încercare și spune: Doamne, te invit la mine în casă. Vreau să vii la mine în casă, chiar dacă în casa mea sunt probleme. Vreau să recunosc din toată inima și vreau să le spun ție și Tatălui, să vadă și Tatăl din cer care sunt. Dau la o parte orice ascunziși. Slăviți să fie numele Domnului. Al doilea lucru se întâmplă atunci când Iisus Hristos este în casă. În casă. Spune cuvântul lui Dumnezeu că se aude. Au auzit că El este în casă. Aleluia. Slăviți să fie numele Domnului. Hristos când intră în casa ta, se aude. El vorbește. El comunică. Știți care au fost primele cuvinte care le-a vorbit în casă Hristos Domnul? Care s-au auzit. Domnule viceprimar, frate și domnilor, știți care au fost primele cuvinte? O să vi le spun, era o întrebare pentru mine mai mult. Știți care au fost primele cuvinte? Au fost acestea. Aleluia! Auziți foarte bine. Când Hristos Domnul intră în casă și dă totul la o parte și tu recunoști, spune că se aude vocea Lui în casă. E nevoie să se aude vocea Domnului Hristos în casa ta, amin? E nevoie să se audă vocea Domnului în familia ta, amin? E nevoie să se audă vocea Domnului, să audă copiii tăi, amin? E nevoie să audă vocea Domnului și boala din tine ca să plece, amin? Slăviți să fie Domnul! Și vocea Domnului a spus așa: păcatele îți sunt iertate. Al doilea lucru, se aude glasul Domnului. El se aude în casa ta prin cuvintele: eu sunt Cel ce dau iertare. Măriți să fie numele Domnului! Cine vrea iertare în casa lui, unde Iov? Și Iov e aici, Iov, care se roagă pentru copiii lui să ierte Domnul când greșesc. Se ridice mâna, cei care sunt Iov, se roagă pentru copiii lor. Aleluia, ați înțeles mesajul meu. Mamelor, sunteți aici, așa-i? Doamne, iartă-mi copiii, Doamne, că nu știu unde au fost și au făcut. Hristos din cer să vă binecuvinteze. Al doilea lucru, Hristos Domnul când intră în casă, se aude vocea Lui. Eu mă bucur și de astăzi și din seara asta în cort și până duminica viitoare și cât va exista biserica din Toflea, să se audă vocea Domnului, să vorbească Dumnezeu în continuare. Și vocea Lui este o voce care în prima dată iartă. Nu-ți face agenda ta cu ce ai făcut toată săptămâna, ce ai greșit, ce spune: păcatele sunt iertate. Sunt primele cuvinte care le vorbesc când intru în casă, după ce îmi dați voie să vedeți totul. Dumnezeu să dea iertare, amin? Dumnezeu să dea iertare totală, amin? Sunt aici oameni care încă nu sunt siguri că sunt iertați. Dumnezeu din cer să intre peste voi cu credință așa de mare că este Cel ce poate să vă ierte păcatele din casa voastră, amin? Slăviți să fie Domnul! Al treilea lucru care se întâmplă atunci când Domnul Hristos intră în casă și ăsta îmi place atât de mult, se vede! Se vede! Deci nu numai că se aude Hristos și vocea Lui, se vede. Știți ce s-a văzut în casa aia? S-a văzut un olog care l-a vindecat, Hristos s-a ridicat și a început să umble. Atunci Hristos Domnul este binecuvântare pentru tine, când El se vede în casa ta. E nevoie la Toflea din seara aceasta Hristos să se vadă în cort. Mâine să se vadă în cort și toată săptămâna. El trebuie nu numai să se audă, trebuie să se vadă ce face El, ce autoritate El, ce putere are El. Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze. Se vede. Aș vrea să fac o mică paranteză. Se vede Iisus în familia ta? Aleluia! Aleluia! Aș vrea să fiți foarte atenți. Aș vrea să fiți foarte atenți. Acum, parcă vă faceți așa un fel de control și mergeți în urmă să vă duceți aminte. Oare chiar s-a văzut Hristos în ultimele săptămâni, în ultimele luni, în ultimul an în casa mea? S-a văzut cu ceva? Au văzut și vecinii? Au văzut cumva cei din familia mea? Au văzut cumva prietenii mei? Am văzut cumva eu pe Hristos? Duhul Sfânt să vă binecuvinteze. Să se vadă Domnul în familia ta. Dacă este o problemă de boală, să se vadă prin vindecare. Dacă este o problemă de mântuire, să se vadă prin mântuire. Să schimbe Domnul ceva. Dacă este o problemă financiară, să o schimbe Dumnezeu.
și să se vadă că Dumnezeu lucrează în familia ta. Atunci când oamenii nu mai pot să facă nimic și nu mai iau nicio decizie și poate Hristos, tu spui, la mine în casă s-a văzut Iisus. M-am bucurat de un frate care săptămâna trecută mărturisea așa. Am fost într-o biserică, eram într-o biserică în județul dumneavoastră și au fost aduși oameni de la spital. Cred că am ceva martori aici. Oameni de la spital au dus să ne rugăm pentru ei. Și acolo a venit un om care familia i-a pregătit să-i creu că trebuie să moară. Trebuie să moară. Era acolo. Trebuie să moară. L-au dus de la spital că se rugau frații. Este foarte interesant unde este Hristos, se vede. Noi chiar trimitem de la biserică să mergem, îi trimitem frații la doctor și la spital și nu este un lucru chiar așa de rău. Dar mie îmi place atât de mult când vin oameni de la spital la Hristos și vindecă El. Și spunea după câteva săptămâni prin piață, mergând cu soliția lui, nu s-a mai dus la spital și au renunțat oamenii să-l mai îngroape pentru că a spus așa, s-a atins Dumnezeu pe mine, de mine și s-a văzut și sunt sănătos. Slăviți să fie Domnul! Sunt sănătos și umblă sănătos și spune și strigă la toți că Dumnezeu s-a văzut în viața lui și în trupul lui și nu mai trebuie să meargă la spital și nu mai trebuie să moară. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Când intră Hristos într-o casă, casa mea, casa ta, familia ta, casa sufletul tău, se vede. Când Hristos schimbă viața unui om, se vede în vorbirea lui, se vede în atitudinea lui, se vede în mișcările lui, se vede în comportamentul lui, se vede în afacerea care o face, se vede în ținuta care o are, se vede. Aleluia! Slăvit să fie numele Domnului! Dumnezeu să vă binecuvinteze! Un alt lucru care îmi place atât de mult și îl iubesc atât de mult, acolo unde intră Hristos în casă și rămâne acolo, se întâmplă minuni. Au zis oamenii așa, n-am mai văzut, n-am mai pomenit niciodată așa ceva. Niciodată. S-a întâmplat să vină Iisus într-o casă și ce am văzut noi, ce am auzit și cum a lucrat El, așa minun nu s-a mai întâmplat. Dumnezeu va intra din seara aceasta, pentru toată săptămâna, cu aceste patru lucruri. Primul lucru, să dea la o parte orice care stă în cale ca să nu puteți să-i spuneți Domnului tot. Hristos Domnul vrea să se audă, Hristos Domnul vrea să se vadă, dar El vrea să facă minuni ca să poată să se exprime toflea și tot județul și toată țara și cei care ne urmăresc pe internet să se știe că Dumnezeu lucrează la toflea cu minuni și cei de afară vor spune am văzut o minune, am văzut două, am văzut 10, că a fost Hristos în cort, că a fost Dumnezeu în vizită, că El ne-a căutat și oamenii doar au făcut ce le poruncea Dumnezeu. Și ca să se știe, a spus Domnul al doilea cuvânt care s-a auzit atât de frumos, ca să se știe că Fiul omului, El n-a vrut să spună că e Fiul lui David, cum alții îl chemau când se rugau pentru El, că atunci când spuneai David, spuneai o luptă politică, a zis ca Fiul omului, ca să înțeleagă toți că s-a coborât pe pământ, ca să se știe că Fiul omului are. Când voi pronunța cuvântul acesta, doresc ca El să lucreze așa cum se aude în viața voastră și peste voi. Fiți foarte atenți, a zis Domnul Hristos. Și ca să știți că Fiul omului are putere! E o problemă aici. Fiul omului are putere și noi o credem mai mult sau mai puțin. Dar din seara asta, Dumnezeu să binecuvinteze ca să strige în casa ta, în viața ta și în cort și în toată săptămâna de evanghelizare. Fiul omului are putere și puterea lui este mare și puterea lui este cea mai mare și puterea lui poate să o aibă numai el și oamenii nu au. Ca să știe toți căci Fiul omului are putere. Amin? Hai să spunem cu toții, Fiul omului are putere. Are putere care nu au oamenii. O încearcă, o copiază, dar numai El are putere. Mărească-se în numele Lui. Are putere. Există în această seară oameni care încă nu i-au cunoscut întâlnirea Lui, nu i-au auzit vocea, nu L-au văzut, nu-i cunosc minunile Lui, încă n-au dat la o parte perdeaua ca să o vadă Hristos totul în El. Domnul Hristos, vedeți,
În Israel era un obicei atunci când oamenii vreau să intru în musafir la ei, dimineața se făcea o curățenie foarte frumoasă în casă și lăsau ușa larg deschisă. Ăsta era semnul evreilor că puteau să primească musafiri. Și așa intra Domnul în casă, că s-a deschis o ușă mai întâi. Pentru asta el spune în 3:10 în Apocalipsa, iată, eu stau la ușă și bat dacă deschide cineva. Uneori se prima localități și toate ușile erau închise și a zis, nu pot să plec până nu intru într-o casă. Va trebui să încerc să bat. Știu că casa nu-i pregătită după obicei evreiesc. Știu că casa aceea are probleme înăuntru și ține ușa închisă ca să nu-i deschide. Dar dacă o deschide, eu n-am probleme, Iisus, ca să anunț că Fiul meu are putere ca să facă ordine în casa aceea. Amin? Slăvit să fie numele Domnului. Are putere. Iisus are putere. Dar ce putere are El? Trebuie o putere ca să ierte păcatele? Trebuie Domnul să aibă o putere să ierte păcatul copilului tău? Trebuie Domnul Hristos să aibă o putere ca să ierte păcatul tău personal? Credeți că trebuie o putere ca să ierte păcatul adamic? Da, trebuie. Iisus are putere și a câștigat-o la Golgota. Și a zis, mă duc la Golgota, îți iau păcatul tău, că iau în putere să-mi dau viața și să-mi o iau înapoi. Eu am putere să iert păcatul tău și am putere să iert vina ta și am putere să iert păcatul familial al tău și am putere să iert păcatul copiilor tăi și am putere să iert păcatul părinților tăi și am putere să iert păcatul bunicilor tăi și am putere să vă iert pe toți aici, că-s Dumnezeu, a zis Hristos. Are putere! Aleluia! Cine crede că Domnul Hristos are putere să ierte toate păcatele Lui, vă întreb nu pe pocăiți, că voi sunteți iertați, ar trebui să fiți sfinți și să rămâneți sfinți și să mergeți din sfințenie în sfințenie, din binecuvântare în binecuvântare. Aș vrea să întreb în această seară, este vreun om care crede, care nu este pocăit, nu este întors la Dumnezeu și până la urmă nici nu-L întreb. Aș vrea numai să te anunț, dacă ești aici și încă nu e sigur că păcatele tale sunt iertate, stai în picioare acolo și te uiți la mine. Aș vrea să spun ceva. Iisus Hristos din cer are putere să-ți ierte păcatele. Iisus Hristos din cer are putere să-ți ierte păcatele. Iisus Hristos din cer are putere să-ți ierte păcatele. El are putere pentru că o spune în Cartea Domnului, în Biblie. Cea mai curată și adevărată carte care este Cuvântul lui Dumnezeu. El are putere să ierte păcatele. Nici preotul, nici un alt om, nici păstorul, nici evanghelistul, nici colegul, nici călugărul, nici vrăjitorul, nici ghicitorul, nimeni nu poate să ierte nimic. Cel ce are putere, Iisus. Dumnezeu să vă binecuvinteze. În această seară ne vom ruga pentru bolnavi, ne vom ruga pentru cei care vor să vină la Hristos. Mesajul meu a fost de pregătire. Dar în momentul acesta și cu gândul acesta sunt eu. El are putere să-ți ierte păcatele tale. A declarat cu gura lui. Dacă îmi spunea alții din alte cărți, sau dacă se exprimau, eu știu, oameni învățați și ne spunea, ziceam, nu știu dacă e așa, dar mi-a spus chiar Domnul cu gura lui și a rămas scris de evanghelistul Marcu, care, dacă vreți, el este un pic și latin, fiind și roman, și cam străbunicul nostru. Și el era mai cu sânge, mai repede în venele lui mergea. Și el era un om de acțiune. Nu s-a ocupat deloc de genealogie și de istoria nașterii Domnului. A spus, eu vreau să văd acțiune. Și de când își începe Marcu, toată Evanghelia s-o scrie, a spus așa, eu vreau să văd acțiunile Domnului, cum lucrează El. El are 20 de minuni, Ioan are doar 7 în Evanghelia Lui. Așa a fost. Știți de ce? Că a vrut să ne arate nouă că Iisus este un Dumnezeu care acționează în orice problemă și în orice domeniu. Problema mea și a ta. Și aș vrea să te întreb în această seară. Ești de acord să dai la o parte coperișul acela care nu lasă pe Hristos să vină să-ți dea binecuvântări? Ești de acord ca Iisus să se audă în casa ta? Aleluia! Aleluia! Ești de acord ca Iisus să se vadă în familia ta? Ești de acord ca Iisus să se vadă cu o minune în familia ta? Dacă ești de acord în această seară, ridică-te în picioare. Ridică-te în picioare. Ridică-te în picioare. Ridică-te în picioare dacă ești de acord ca Iisus să se vadă în casa ta.
să se vadă în familia ta, să se vadă în corpul tău, să se vadă în trupul tău, să se vadă în copiii tăi și în toți care sunt aici. Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze. Haideți să ne ridicăm în picioare totuși, cu toți. Haideți să cântăm, să-i spunem Domnului în cântare că-L vrem în noi, că-L vrem în casa noastră, că-L vrem în cortul nostru, că vrem să se întâmple cel puțin 4 lucruri ca și în casa aceea unde era El și învăța. Am vrea să se întâmple ceva și întâmplarea nu poate veni singură dacă nu deschizi tu ușa, dacă nu accepți tu că El are putere și puterea Lui este mare și cei ce vor fi aici. Aș vrea să fiți foarte atenți. Uitați-vă bine. Este prima seară în deschidere, în debut. Și nu e o seară ușoară. Sunt aici oameni curioși, sunt oameni credincioși, sunt oameni confuzi, sunt oameni cu probleme, sunt oameni sănătoși, sunt oameni bolnavi, sunt oameni care vor să asculte, sunt oameni care vor să audă cântări. Sunt multe culori. Dar pentru toți, Domnul Hristos este același. Și spune, eu am putere să intru în casa și în familia ta. În numele lui Iisus. Vreau totuși să ne rugăm. Totuși vreau să ne rugăm. Asta este Duhul Domnului care mă îndeamnă. Vreau să ne rugăm. Dacă o singură persoană vrea ca să accepte ca Domnul Hristos să intre în casa lui și în familia lui, vorbesc de familiști aici. Soț sau soție sau amândoi. Familiști. Când spun casă, este familie. Mă uit la familiști, că problemele din familie, dacă nu sunt rezolvate, sunt probleme și în biserică. Biserica e făcută din familie. Dacă sunt oameni cu familie aici și ei au spus, Doamne, în seara asta aș vrea chiar să dau totul la o parte, să vezi toate problemele mele și să recunosc. Doamne, aș vrea să te aud în casa mea. Aș vrea să se vadă că ești în familia mea. Aș vrea, Doamne, să văd minune în casa mea. Dacă sunt familiști, soț, soții, părinți, aleluia! Aleluia! Îi rog să pășească un pas în față, tată sau mamă care e, să ne rugăm. Vor veni aici în față. Pocăiți! Pocăiți! Poți să fie pentecostal, baptiști, adventiști, de oricare ar fi ei. Eu vreau părinții care doresc ca în casa lor să intre. Aleluia! Fii binecuvântat! Dumnezeu să te binecuvânteze! Dumnezeu să te binecuvânteze! Mai sunt părinți! Va trebui ca să poți să lucre Hristos, Domnul, să dai la o parte rușinea, să dai la o parte orgoliu, să spui, vreau în casa mea să-L aud, vreau să-L văd pe Hristos, vreau să-L simt cu o minune pe Hristos, în numele Domnului Iisus. Dacă mai este vreun părinte, mamă sau tată, nu-ți fie rușine. Dacă predica altul, eu ieșam acum, că și eu am nevoie. Dacă era altul, dacă mai este cineva, din toată inima vă invit. Mamelor, nu vă fiți rușine, nu vă fie greu să veniți. Și la Galați sunt probleme, și la Bârlați sunt probleme, și la Bacău sunt probleme. Familiile sunt în tot universul, pe tot pământul. Dacă mai este cineva, ne vom ruga lui Dumnezeu, care vrea și dorește. Dacă doi am, Domnul se binecuvinteze. Doresc ca Dumnezeu să se audă în casa ta. Toată viața ta, doresc ca Dumnezeu. Aleluia, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu să te binecuvinteze. El s-a predat acum. Vreau să-i spun ceva. Vreau Domnul Iisus să intre în familia ta și în viața ta specială. Dacă tu te decizi această seară să urmezi pe Domnul Iisus toată viața, s-ar putea să-i pot convinge pe păstorii de aici să îți facă și botezul. Dacă ești hotărât. Dumnezeu să te binecuvinteze. Slăvit să fie numele Domnului. Dumneavoastră cine sunteți? Soția lui. Pocăită, da? De ce plângeți? Aleluia! De bucurie! Dumnezeu să te binecuvânteze. Cum te cheamă? Ionuț, Hristos dorește să se vadă în familia ta. El va intra cu o minune în casa ta. Căci Dumnezeu nu minte, ce a promis în această seară o va face. Pentru că numele Domnului l-am chemat. El vede tot ce e în familia ta, dar nu-L interesează trecutul, șterge tot, iartă, iubește, că are putere. Nu uita, puterea care o are El, ți-o atins inima să-ți ierte toate păcatele în seara aceasta. Aș vrea să ridici mâna și să spui, Doamne, îți mulțumesc că m-ai iertat. Doamne, îți mulțumesc că m-ai iertat. Aleluia!
Slăviți să fie Domnul! Eu sunt bucuros de unul. Dar Domnul Hristos a spus, eu am murit pentru toți păcătoșii de aici în această seară. Doamne, binecuvintează! Dacă mai este cineva, mă voi ruga pentru ei special, împreună cu frații slujitori. Vom chema numele Domnului ca în casa lor să fie pace și armonie și binecuvântare, să nu mai fie probleme. Se aude Domnul, eu îl aud pe Domnul, cum strigă și cheamă, veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, și vă dau odihnă pentru sufletele voastre. Dacă mai este cineva în seara asta, dacă mai este cineva, dacă mai este cineva în partea aceasta, dacă mai este cineva, să vină în față. În numele Domnului, cu noi este Iisus, cu noi este puterea Domnului, cu noi este autoritatea Domnului, cu noi este îndurarea Domnului, cu noi este mila Domnului, cu noi este harul Domnului, cu noi este împăratul Universului, cu noi este Cel ce a zis orbului capătă-ți vederea, cu noi este Cel ce a zis Iisus Hristos este Domnul. Mărire Lui, mărire Lui, Dumnezeu să te binecuvânteze. Vrei un bilet? Vrei să te pocăiești sau vrei biletul să se pocăiască? E bun? E mare sau mic? 8 ani. Iisus Domnul să intre cu minune în casa ta la copilul tău. În numele Domnului Iisus Hristos. Și Dumnezeu să lucreze și atunci când se va face bine, să dai telefon păstor să spui, Dumnezeu s-a văzut în casa mea, s-a auzit și am văzut minunea Lui, pentru că am avut curaj să vin în față să spun problema toți. Dacă mai este cineva în seara aceasta, dacă mai este o singură persoană, aș vrea să vă spun că Dumnezeu mântuie felurit și deosebit de bine. Când îți ia El păcatul, nu mai e povară. Unii oameni îmi spunea un prieten, mi era greu să merg acasă. Ceartă, scandal, probleme. Dar de când l-am primit pe Iisus, abia aștept să treacă orele să ajung acasă, să mă bucur de familia mea, de copiii mei și să-L laud pe Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul. E Iisus care spune, eu am putere. Nu oamenii au putere. Și Domnul are toată puterea să ierte păcatele mării Lui. Dacă mai este cineva, eu știu că mai este cineva. Eu știu că mai este cineva. Aleluia! 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 În numele Lui Iisus Hristos din Nazaret, îți spun în seara asta, cu tine vorbesc, ridică mâna sus! Ridică mâna sus. Vino până aici să mă rog pentru tine, să dai mâna cu mine, să te binecuvânteze. Vino încoace. În numele Domnului, pășește în față. Poți să vii cu căciula în cap, că Iisus Hristos te iartă. Măriți să fie Domnul. Scoateți-i ca din foc în numele Lui Iisus. E vremea. E timpul. Cineva se roagă pentru tine. Cineva plânge pentru tine. Aleluia. 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 Măriți să fie numele Domnului, binecuvântat să fie Domnul. Și voi, e soțul tău? Vrei să-L primești pe Domnul Hristos în inima ta, să te întorci la Dumnezeu, Dumnezeu să te binecuvânteze, pentru că ai nevoie în familia ta să intre Domnul, să se audă vocea Lui, bunătatea Lui, dragostea Lui. Dumnezeu să te binecuvânteze. Tu ești din familie sau ești singură? Singură. Domnul să te binecuvânteze și pe tine. Pe tine nu te-am văzut eu acolo. Te-am văzut eu. Și nu te va lăsa. N-ai de ales. Hristos te iubește, ai valoare în ochii Lui și are un plan cu tine. Dacă astăzi te decizi. Eu am fost trimis din America pentru ca să vin pentru tine. Nu la întâmplare. Noi nu credem în hazard, în întâmplare și în coincidente. Credem într-un plan exact al Lui Dumnezeu. Iisus te iubește. În numele Domnului Iisus te binecuvântez. Fiți binecuvântați și voi doi amândoi. Tu ai telefon acolo sau țigări? Te-ai lăsat de fumat? N-ai fumat, nici tu, așa? Fiți binecuvântați de Domnul. Domnul să te binecuvânteze și pe tine. Tinerii vin ca roa la Domnul, slăviți să fie numele Domnului. Dumnezeu să te binecuvânteze.
Eu știu, știu că ești, dar ai adus-o, ai adus, ești unul din cei patru, așa-i? Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe tine. Dacă mai sunt generația tânără, eu vă văd. Dacă vreți să vă chem eu? Vă cheamă Iisus, e mult mai ușor. Ascultă-ți inima în seara asta ce-ți vorbește Dumnezeu, nu ce-ți vorbește diavolul. Ascultă ce-ți vorbește Iisus, nu ce-ți vorbește inima ta. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Rămâneți aici că ne rugăm Domnului, pentru că Dumnezeu l-a binecuvântat pe acest bărbat. Vino mai încoace aici, pentru că tu vei fi pentru Dumnezeu de folos și Dumnezeu te va binecuvânta. Dacă mai sunt și alții, uitați-vă la acești tineri. I-a ales Hristos să ia decizii pentru Dumnezeu. Dacă mai este cineva, nu uita că pentru tine plânge mama, plânge tata, ai necăjit-o atâția ani, ai luat decizii proaste, ea te-a acoperit și te-a iertat. Dar peste toate acestea, ea poate numai cât poate. Dar cel ce poate să te ierte cu adevărat e Hristos. Cel ce poate să-ți dea o mână de pace e Domnul, mărire Lui. Încearcă-ți și împacă-te cu Dumnezeu. Dacă mai este cineva, este un covor aici, ce frumos e covorul ăsta. Voi stați acolo. Voi stați acolo. Uitați, aleluia. Numele Domnului Iisus Hristos. Leg orice duh de dezordine de afară în numele Domnului. Pentru că Domnul vrea să lucreze în seara asta mai mult. Dacă mai este cineva în seara asta, l-așteptăm aici. Că vrem să ne rugăm ca acești oameni și acești tineri și aceste familii să primească binecuvântări. Atunci când sunt probleme în familie, am văzut cum lucrează Dumnezeu prin copii. Prin copii ridică Dumnezeu familia. Prin copii binecuvântează Dumnezeu. Prin copii Dumnezeu ajută familiile. Am văzut așa ceva. Dacă mai este cineva. Aleluia. Cum îl cheamă pe colegul ăla, nebărbărit, așa mai mic? Cum îl cheamă? Daniel. Okay. Daniel. Unde ești, Daniel? Ăla nebărbărit. Ia vino încoace la Iisus. Am treabă. Daniel. Unde e Daniel? Vino în numele Domnului Iisus, te văd. Dai numai mâna cu mine și te las să pleci, că Domnul mi-a spus cu cine dau mâna să pocăiești. Daniel, unde ești? Ai nume din Biblie. Unde ești, Daniel? Unde te-ai ascuns? Îl vezi? Îl vezi? Nu-l mai vezi. Eu fost frică de Domnul și-a fugit. Daniel. Daniel. Aleluia. Daniel. Era lângă el acolo și Domnul mi-a arătat pe amândoi. Aleluia. Daniel, prietenul tău e aici. Da? Unde e prietenul tău? Ar trebui să mergi să-l cauți, să fii călucit din cei patru. Daniel nu-i pocăit. Dar vreau să spun în sfata tuturor de aici, dacă nu se va întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu va ieși în cale oricum. Pentru că nu eu îl chem, îl cheamă Hristos în această seară. În numele Domnului Iisus. Pocăința e sfântă. Băiatul acesta a venit cu Daniel și Daniel nu-i pocăit. În numele Domnului Iisus. În numele Domnului Iisus mă uit. Nu aici. Aleluia. Aleluia. Haideți să ne rugăm Domnului. De data aceasta 3, 6, 8, 9. 9. Dacă îl includeam și pe Daniel, că el e băiat pocăit, erau 10, ca cei 10 leproși. Dumnezeu astăzi vă binecuvântează pe toți, dar el are pretenția ca să vă întoarceți toți să-i mulțumiți Domnului în această seară. Amin? Fiți binecuvântați. Toată biserica, toți ne rugăm Domnului pentru ei și pe urmă continuăm seara cum Dumnezeu dă harul. Toată biserica, se ridice mâna sus dreaptă, părinții care mai au copii nepocăiți încă, părinții care au copii nepocăiți, se ridice mâna sus, că e nevoie. Haideți să ne rugăm pentru ei și pentru ăștia de aici. Tată din ceruri, cerem ajutorul tău peste toate familiile care au încă copii, care nu s-au întors la tine. Părinții sunt aici și plâng. Părinții sunt aici și te caută, Doamne, ca să vin în casa lor să vorbești copilor lor. Doamne, să te prezinți copilor, să le arăți o minune, să-i întorci la tine, Doamne. Ajută-i să dea la o parte totul, Doamne, ca să înțeleagă.
Pentru cei ce au venit în față, să-i binecuvintezi, Doamne, cu toată dragostea Ta, cu toată iertarea Ta, cu toată puterea Ta. Binecuvintează acest bărbat, Doamne, în familia lui. Dă-i un viitor și o siguranță. Și fiecare din ei să simtă iertarea Ta din cer, dragostea Domnului Iisus Hristos, binecuvântarea Domnului să fie. Și mă rog lucrul acesta pentru mâinile care s-au ridicat pentru copii, mame și părinți. Binecuvintează copiilor! Intră cu iertarea de plină! Scoate-i din lume, Doamne, și dă mântuire și protejează-i Tu! Și familia din Toflea să fie o familie mare, unită, și biserica Domnului să fie binecuvântată de aici, cu viață veșnică. Amin. Amin.